Acum când suntem în prag de sărbătoare, sărbătorim nașterea Domnului, ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu, ne oprim totuși și ne amintim și istoria mai puțin, mai puțin plăcută: istoria evenimentelor care au avut loc acum 2000 de ani în urmă. Nu toți s-au bucurat de nașterea lui Isus Hristos. Nu toți s-au bucurat de faptul Că s-a născut un rege. Nu toți au fost plini de entuziasm, nu toți au putut cânta atunci și, din păcate, privind în jurul nostru, putem vedea că nu toți se bucură. Nu toți se bucură de nașterea Domnului, nu toți se bucură de faptul că Hristos s-a născut și în această zi vreau din Cuvântul lui Dumnezeu câteva exemple să vedem. Deci nu știam cum să-mi să -mi intitulez mesajul din această seară, dar uh, sper să înțelegeți. Concurenții lui Isus. Întotdeauna s-a creat o competiție în jurul lui Isus. Ceva l-a concurat pe Isus Hristos sau cineva l-a concurat. Oameni care și-au văzut amenințată poziția lor, funcția lor, reputația lor sau uh, succesul lor. Și în perioada aceasta ne amintim, din păcate, de Irod. Isus și Irod. Irod ca un concurent al lui Isus, cineva care l-a concurat pe Isus. Au venit magi de departe, au aflat că s-a născut un împărat și ca oameni s-au gândit că în mod logic, în mod normal, un împărat se naște în palat, în casa regală și pe atunci uh, rege în Iudeea era Irod. De aceea s-a ajuns la urechile lui cu vestea asta. S-a născut un împărat. Și dintr-o dată, Irod și-a văzut amenințată poziția lui. Nu vreau nici să vă rețin atenția mult timp cu tot ce, ce s-a întâmplat, însă Irod este un personaj extrem de controversat, extrem de cum să zic, răutăcios, tot ce, tot ce a reușit să obțin funcția aceasta chiar de rege, a obținut-o cu multe mașinățiuni din acestea politice și a menținut-o la fel, au trecut cezare unul după altul, a făcut tot felul de combinații politice, militare, ca să își capete această funcție și ca să o mențină. A ajuns să și o omoare soția, copii, nepoți, tot neamul, toate rudele, pentru că se vedea amenințat. De aceea, omul acesta este un personaj destul de intrigant al, al istoriei. Isus și Irod, un concurent al lui Isus, el nu accepta ideea ca să fie un alt împărat, să fie altcineva. Gândiți-vă, a fost în stare ceea ce ne consemnează nouă Biblia, că au murit atunci în Ținutul Betleiem mulți copii de la vârsta de 2 ani în jos și se estimează undeva la 2000-3000 de copii, au murit. Gândiți-vă câte mame au plâns, câte familii au plâns datorită răutății acestui om, acestui împărat, care își vedea amenințată poziția lui. Câte nu sunt în stare să facă oamenii. Pentru o poziție de felul acesta, pentru o funcție, pentru reputația lor sau pentru confortul lor. Așadar, Repet, când ne amintim și când sărbătorim nașterea Domnului, ne amintim, din păcate, și istoria mai puțin plăcută, dar totodată putem învăța ceva din ea, pentru că, din păcate, istoria se repetă. Și întotdeauna vedem cum în istorie Isus a avut concurenți, cineva care a văzut în Isus o amenințare, cineva care a văzut în Isus un, un potențial contracandidat și atunci trebuie eliminat neapărat Isus. Și Irod a fost unul din acești. Dar nu numai la, moarte, nu, nu numai la nașterea Domnului s-a întâmplat asta, s-a întâmplat și uh, la procesul lui, la moartea lui. Așa s-au întâmplat lucrurile, era sărbătoarea Paștelor, era procesul lui Isus Hristos, Pilat era judecător atunci, el trebuia să emită sentința, și așa s-au întâmplat lucrurile, așa s-au sincronizat că, tot în aceeași ședință, Pilat trebuia să elibereze un întemnițat. Așa era obiceiul. A spus e sărbătoare hai să fac un bine, să mă pun bine cu poporul, să fie bine, să eliberez un întemnițat, un condamnat. Și Pilat a spus, voi profita de, de ocazia aceasta, voi folosi strategia asta, pe de o parte îl condamn pe Isus și am rezolvat-o cu preoții, pe de altă parte mă pun bine cu poporul și îl eliberez pe Isus. Și am rezolvat problema și cu unii și cu alții, reușim noi să facem ceva. Noi că nu i-a mers planul. Pentru că atunci când a prezentat poporului uh, ideea de a-l răstigni pe Isus, de a-l elibera pe Isus, preoții au început să spună, să strige, să instige mulțimea, nu-l vrem pe Isus. Pe cine vreți să vă eliberez? Și se creează concurența. Isus sau Baraba? Isus sau Banaba? Și iată că preoții, cărturarii, oamenii religioși și ai vremii au preferat, au preferat din păcate, un criminal, pentru că se spune că era un tălhar vestit, nu doar era tălhar, nu din întâmplare, nu odată, era unul vestit, adică un criminal feroce, unul dintre cei mai răi oameni, și au preferat să elibereze un criminal. Au avut de ales între Isus și Baraba și oamenii au ales Baraba. Poporul a ales Baraba. Preoții au ales Baraba. Întotdeauna, întotdeauna a existat și va continua să existe în istoria aceasta. Eu o numesc concurență, dar nu e mai mult decât o concurență, e un război. E un război care se creează și tot atunci în cadrul acelui proces, la un moment dat vin preoții discută pentru că a fost un proces mai lung, a fost un dute-vino și Pilat, pe de o parte, vine soția lui și ai grijă cu Iisus, nu cumva, nu cumva să, să te atingi de el, nu cumva să-i faci vreun rău, nu cumva că eu deja am suferit mult în vis și presiunile au fost mari pe Pilat și Pilat vroia să scape cumva, dar au venit preoții și au spus, Pilat, ai de ales. Iisus sau cezarul? Iisus sau cezarul? Cu cine te faci prieten? Pe cine vrei să superi? Pe Isus sau pe Cezar? Pentru că dacă îl eliberezi pe Isus, dacă te faci prieten cu Isus, noi mergem la Cezar. Și vei avea probleme cu Cezarul. Și ai de ales. Și întotdeauna se creează acest antagonism, această problemă, această concurență, competiție, acest război. Și de-a lungul istoriei și chiar în Scriptură de multe ori găsim, nu stau în seara aceasta să toate exemplele, dar vedem cum s-a creat mereu această concurență lui Isus. Isus și Irod, Isus și Baraba, Isus și Cezarul. S-a dus Pavel la Efes, a predicat Evanghelia, mulți oameni, mulți oameni s-au întors la Domnul mulți vrăjitori, vrăjitorii și-au ars cărțile, au venit, au făcut o mărturisire publică, au ars cărțile în piață, au făcut mărturisire publică, de, s-au debarasat de, de vrăjitorie, de ghicitorie, de ocultism, de magie neagră, de tot ceea ce aveau ei, dar s-a întâmplat ceva, pentru că Iisus totdeauna intră, intră și El în competiție cu ceilalți, era un argintar numit Dimitrie. Și a spus: Iisus îmi face concurență. Eu nu mai vând. Eu vând, îl vând pe Dumnezeu, eu câștig cu Dumnezeu, eu vând statuile zeicei Diana căzută din cer. O statuie căzută din cer și, pe, și așa ai înșela pe oameni o statuie căzută din cer și eu acum reproduc acele statui în miniatură și fiecare om să aibă chipul acestei zeițe și iată că acest argentar face răscoală, revoluție în Efes. Își adună toată breasla, toți meșteșugarii, toți artizanii și spune tuturor, spune mulțimii, Uite, au venit aici niște oameni, ne pun în pericol meseria, ne pun în pericol religia, noi avem pe Diana, zeița cerului și au venit oamenii aceștia cu Isus Și dintr-o dată, acolo, o vreme de câteva ceasuri, noi ne cam plictisim, noi nu putem să ne rugăm 5 minute, 10 minute, oamenii aceștia au strigat vreme de câteva ceasuri, nu i -au oprit nimeni, mare este Diana Efesenilor și așa au ținut-o și au strigat cât îi țineau plămânii mare este Diana Efesenilor. Și au creat concurență lui Isus și până la urmă Pavel a trebuit să plece, apostolele au trebuit să plece, pentru că întotdeauna se va crea această concurență, această competiție, acest război, acest antagonism. Și Isus totdeauna va fi concurat de cineva. Dar mă apropie acum de zilele noastre. Fratele Florin a prezentat mesajul acesta, căruia poate titlurile era mai potrivit Isus sau Moș Crăciun. Pentru că acest personaj Crăciun începe să facă o competiție serioasă, deja i-a făcut Domnul Isus și astăzi cei mai mulți sărbătoresc mai mult Crăciunul, mai mult pe Moș Crăciun decât pe Isus. Ce este culmea este că personajul Crăciun a fost inventat tocmai de un pastor. Un pastor a vrut și el să facă ceva și a inventat acest personaj un moș care vine și face cadouri copiilor și mă rog, apoi s-a dezvoltat. Legenda din națiune în națiune s-a dezvoltat. La început era verde, apoi o firmă renumită l-a preluat pentru publicitate și a devenit acum roșu cu alb și cu tot ceea ce ține de, de tot ce s-a făcut. Problema este că acum din păcate Concurența devine tot mai aprigă. Din păcate, în biserici vom vedea tot mai mult, din păcate, peste tot vom vedea tot mai mult ca un război care se duce, cineva care se vede amenințat de Isus Iisus este încet încet eliminat și altcineva trebuie să ia locul. Așa cum Irod altădată a fost supărat Așa cum altădată baraba a sperat și preoții au instigat mulțimea, strigați că pe baraba îl vrem, nu pe Isus, așa cum altădată preoții l-au amenințat pe Pilat și au spus ai de ales între Isus sau Cezar, așa cum altădată efesenii au fost și ei instigați și au auzit despre Diana care îi supărată grozav pe ei și au de ales între Diana sau Isus. La fel, copiii noștri vor avea de ales între Isus și Crăciun. Și trist este că, din ce în ce mai mult, se va vorbi despre Crăciun, totul va fi despre Crăciun, totul va fi despre tot felul de povești, mituri, legende și nimic ce nu are a face cu Biblia sau cu Isus sau cu istoria biblică. Crăciunul este un personaj creat de oameni. Problema e că. Până la urmă, îl concurează pe Isus. Și Isus este cumva scos afară. Pentru că cei mai mulți, dacă stai de vorbă cu oamenii, cei mai mulți sărbătoresc Crăciunul. Cei mai mulți copii îl așteaptă pe Crăciun. N-au foarte mult, deja nu mai au nicio idee ce anume se sărbătorește, ce anume se întâmplă, de ce, pentru cine ne adunăm noi, pentru cine cântăm noi, ce s-a întâmplat. Nu cunosc Biblia. Nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Personal nu am nimic nici cu Crăciunul, nici cu culorile, nici cu uh, toate elementele de decor sau nu asta e problema. Problema este că nu cunoaștem Scripturile, că nu mai vorbim despre Isus. Când Isus este încet, încet scot afară și altceva îi ia locul. Dar în această seară vreau să mă apropii de încheiere și să spun că acest război continuă, continuă și în fiecare viață și în fiecare inimă. Și întrebarea mea este pentru tine astăzi, ce anume, sau cine anume, sau ce anume, îl concurează pe Iisus în viața ta? Vrei sau nu vrei, acest lucru se întâmplă în viața ta, Iisus ar trebui să aibă loc de cinste, să fie pe tronul inimii tale, să fie în centrul vieții tale, să fie numărul unu în viața ta, dar din păcate acest lucru E posibil să nu se întâmple. Pentru că altcineva sau altceva îi va lua locul. Vrei sau nu vrei, se va da această bătălie, va fi această competiție. Isus sau altceva? Isus sau Irod, Isus sau Baraba, Isus sau Cezarul, Isus sau Diana Efesenilor, Isus sau Crăciunul, sau acum pentru noi. Ce anume îl concurează pe Isus în viața ta? Isus sau banii? Și Domnul Isus a spus, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când banii devin Mamona, adică banii devin o religie, banii devin un mod de viață, totul este calculat în bani. Când viața ta înseamnă doar bani, când totul e pe bază de bani, totul este doar bani și atât totul se rezumă la bani, și Isus e cam scump și slujirea lui Isus e prea scumpă și ții mai mult la bani decât la Isus. Când banii îl concurează pe Isus, când iubești banii, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Isus sau munca. Și munca îl poate concura pe, pe Isus. Planul lui Faraon, de exemplu, când Moise s-a dus la Faraon să scoată pe poporul Israel din Egipt, vă amintiți, Moise a plecat cu gândul, cu propunerea ca poporul lui Dumnezeu să iasă din Egipt în pustiu ca să se închine, trei zile de închinare. Cum adică trei zile? Dați-le să muncească, muncă, 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 nu le mai trebuie închinare, să nu umble după năluci. Muncă și ar muncă, să mai trei zile una după alta, dacă ar fi să se facă ceva trei zile, un eveniment, să fie o conferință, o întâlnire, trei zile de post de rugăciune, ceva. Nu avem timp. Muncă frate. Muncă, muncă și ar muncă. Și s-ar putea munca să-l concureze pe Iisus Hristos afacerile, munca sau cariera sau, mă rog, activitățile astea care în, în sinele nu sunt rele. Problema este când acestea devin numărul unu, e o problemă de priorități. Îi fac concurență lui Isus, adică cine este pe locul unu în viața ta? Ce cauți mai întâi? Cine este pe tronul inimii tale? Confortul, cel concurează pe Isus în viața ta, poate confortul. Din păcate, observ tot mai mult, tot mai mult lucrul acesta. Lipsește spiritul de sacrificiu pentru că oamenii trăiesc în confort și nu vor să părăsească această zonă de confort, nu vor să iasă din confortul lor. Săptămâna trecută și cealaltă am fost împreună cu grupul bărbătesc din Milano într-o campanie de evanghelizare în nordul României, în multe sate, multe dintre sate neevanghelizate niciodată. Era prima evanghelizare. Discutam cu cei care erau acolo și spuneau, frate, mă mir, mă mir, că totuși în jur sunt biserici. De ce în atâtea biserici păstorii nu-și mai dau rând la predică și ne călcăm în picioare, ne așteptăm rândul, când se termină să am și eu ceva timp și te duci 10 km mai încolo și nimeni n-a auzit niciodată Evanghelia. Nimeni nu se preocupă de asta. Organizez ceva și nimănui nu-i pasă, și slujitorilor nu le pasă, și tinerilor nu le pasă, și nimănui nu-i pasă de nimic pentru că vrei să faci ceva, zona de confort, din păcate, e greu să fie părăsită. Puțini oamenii găsești disponibili să facă ceva. Confortul îl concurează astăzi tot mai mult pe Isus. De ce credeți că sunt multe scaune goale în seara aceasta? Oare de ce? Nu credeți cumva că confortul, credeți că sunt plecați undeva? Confortul. Fie dimineața, fie seara. Dacă vine la un singur program, deja e mult. Dacă vine odată pe lună, deja e mult. Dacă vine la Paște și la Crăciun, deja e mult. Pentru că confortul. Confortul devine un, un, un zeu, ceva care îl concurează pe Iisus Hristos. Și de multe ori ai de ales. Iisus sau confortul. Pavel a fost atât de uh, tranșant când a venit vorba de asta, el știa: nu, Eu nu vreau să știu altceva decât pe Isus și pentru Isus sunt gata să fac orice. Și nu mai contează nimic, risc orice, sacrific orice, las orice, renunț la orice, dar nu renunț la Isus. Ori știți ce se întâmplă în generația asta? Primul lucru la care renunțăm este renunțăm la Isus. Dacă e să renunțăm ceva, renunțăm la biserică, renunțăm la un program, renunțăm la rugăciune, renunțăm la Biblie, renunțăm la orice. E primul lucru la care renunțăm. Și apoi celelalte e mai greu să renunți. De aceea spun, se creează această tensiune, acest antagonism. Cine sunt concurenții lui Isus pentru tine în viața ta? Uită-te în viața ta, să vezi că Isus ar trebui să fie pe primul loc în viața ta, ar trebui să fie pe tronul inimii tale și totuși. De stânga, din dreapta de undeva se creează o tensiune, o concurență. Cineva vrea să-l dea pe Iisus jos de pe tronul inimitale, și poate chiar a reușit. Pot fi multe lucruri. Banii, munca sau confortul sau distracția, plăcerile. Multe lucruri care îl pot concura pe Iisus Hristos. Așa cum încet, încet, sărbătoarea aceasta, observăm cum lui Isus îi se face concurență. Și deja oamenii nu mai știu ce sărbătoresc, sărbătoresc Crăciunul, care e cu totul altceva, sunt alte legende, alte lucruri, uită despre Isus Hristos, lucruri care n-au nimic comun cu Isus Hristos. Pentru că această luptă se dă, este continuă. Și diavolul nu se lasă până când Isus nu este eliminat, nu este scos de acolo. Așa cum Isus în Betleem n-a putut veni, doi ani de zile a stat în Egipt Isus, n-a putut să vină acolo. După ce a murit Irod, era fiul lui, și asta mai rău, că și el la rândul lui nu era mai bun ca taică -sul. Și același lucru s-a întâmplat, Isus n-a putut veni în Iudeea. și a trebuit să crească la Nazaret, în Galileea. Și mult mai târziu avea să vină în Iudeea. Pentru că totdeauna s-a creat această concurență lui Isus, acest război împotriva lui Isus. Acum suntem înaintea lui Dumnezeu, suntem la acest sfârșit de an, suntem la această sărbătoare și dincolo de sărbătoare, de cântări, de bucurie, dincolo de ceea ce se întâmplă, puneți întrebarea ce îl concurează pe Isus în viața ta. Ne putem da seama foarte simplu, și mai ales la sărbători, atât de ușor putem vedea care sunt concurenții lui Isus. Masa, cădourile, orice, numai Isus nu. Oamenii au timp pentru orice, oamenii astăzi au bani pentru orice, mai puțin pentru Isus, orice, numai Isus nu. Nu vi se pare ciudat că e o sărbătoare, totuși, vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Isus și familii de creștini creștini nu au timp să vină la biserică de sărbătoare în care îl sărbătorești pe Isus, dar îl sărbătorești acasă cu mese încărcate, cu brazi, cu luminițe și cu ori... Au timp de orice, fac orice, mai puțin Isus, Orice altceva, mai puțin Isus. De fapt, acel orice altceva nu e altceva decât competiția care se creează lui Isus. Și încet, 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 Iisus este afară. Este în afară inimii, este în afara vieții, este în afara familiei, chiar și în afara bisericii. Ce îl concurează pe Iisus în viața ta? Gândește-te astăzi, la sărbătoarea aceasta, gândește-te că diavolul se luptă mereu, pentru că nu este deloc încântat de ideea că Iisus a venit ca rege, ca el să domnească, el să fie rege, el să aibă locul întâi, el n-a suportat niciodată ideea asta, de aceea vrea cu orice preț să-l detroneze pe Iisus. A încercat lucrul acesta în cer, nu i-a mers. Am încercat de-a lungul istoriei, nu i-a mers, dar lupta continuă și noi suntem în acest război spiritual care de fapt este în esență acesta. Isus este rege, iar diavolul ar vrea să-l detroneze pe Isus ca rege. Și se dă această luptă continuă și el continuă și în inima ta, în viața ta, Iisus Hristos ca rege, Iisus Hristos ca Dumnezeu nu intră cu forța, nu intră cu bocanci în viața ta. El stă la ușă și bate. El așteaptă ca tu să-i deschizi ușa. El așteaptă ca tu să îți deschizi inima. El așteaptă ca tu să-ți deschizi ochii, să vezi că Iisus nu-i înăuntru, Iisus e afară. El așteaptă ca tu să-ți deschizi urechea, să auzi cuvântul lui că El te invită și El vrea să intre în viața ta. Și pentru inima ta se dă o bătălie, pentru viața ta se dă o bătălie. Și este acest război care are loc în fiecare zi și în aceste zile are loc acest război. Și întrebarea este: cine va birui? Isus sau? Pentru unii, Isus sau Crăciunul. Isus sau banii, Isus sau muncă, Isus sau distracția, Isus sau confortul, Isus sau cariera, Isus sau. Cine sau ce îl concurează pe Isus în viața ta? Dumnezeu să aibă milă de noi, Dumnezeu să ne ajute să deschidem ochii și să ne deschidem inima, ca în inima noastră Isus să fie Domn. Isus să fie pe tronul inimii noastre. Isus să fie Domn. El pentru asta s-a născut, ca să fie împărat. Și nașterea El nu s-a născut ca noi să avem sărbători. El nu s-a născut ca noi să avem mese încărcate, noi să avem colinde, noi să avem... El s-a născut ca să fie împărat. Și dacă nu este împărat în viața ta, oricât de frumoase ar fi aceste sărbători, nu au nicio valoare, n-au niciun farmec, n-au niciun preț. Dacă Isus nu este pe tronul tale, nu mai contează nimic altceva. De aceea nu te amăgi, nu te înșela cu farmecul sărbătorii, cu frumusețea sărbătorii, cu încântarea sărbătorii ci astăzi întreabăte te dacă Isus este pe tronul inimii tale, dacă El este în viața ta, dacă este Domnul tău, dacă este Mântuitorul tău, pentru că El s-a născut ca Salvator, ca Mântuitor, să ne ierte de păcatele noastre, să ne amintească de faptul că noi suntem păcătoși, nu suntem suficienți de buni, dar trebuie să fim mântuiți, trebuie să fim salvați, trebuie să fim răscumpărați. De aceea în seara aceasta Dumnezeu stă la ușa inimii noastre și bate. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Astăzi el vrea să stea la masă cu tine. Nu contează că de încărcată e masa ta acasă. Nu contează ce meniu ai pregătit. Dacă Isus nu este la masa ta, dacă n-ai părtășie, n-ai o relație personală cu Isus, nu are nicio valoare masa încărcată. Oricât de împodobită, oricât de curată, oricât de frumoasă, oricât de mare ar fi casa ta, dacă în casa ta nu este Isus, nu are nicio valoare. Oricât de plăcută ar fi viața ta, oricât de frumoasă ar fi viața ta, încărcată cu activități, cu tot ce vrei tu, cu fericire, dacă nu-l ai pe Isus, este o viață pierdută, fără farmec. De aceea, în seara aceasta, gândește-te bine dacă-l ai pe Isus în viața ta. Și nu uita că cineva sau ceva îl concurează pe Isus, cineva vrea să ia locul lui Isus. Astăzi deschideți inima ca Isus să intre în ea și Isus să fie rege, Isus să fie domn.